îl face abiedul? Cine face abiedul la răcoare, jighini? Păi înși cam o să înțeles o treză deodată. Și fășieți, fiete. Am ajuns la Negureni, liniște imortală, fetele dormeau. Mămica, 10:08 dimineață, m-am trezit, am găsit o rochiță de-a lui Ilaria și așa am înșepta plângi. Gata, cu ochii, eu plecat la Chișinău, de abia vor duc în America. Dar las că vine, gata, vine Emily la țară, vine la Vinia, s-o. Of, bazinașul ăsta, mușa, mă scald. I-am zis la mama, zic, să aduc azi noră. Și noră să vine, să ne scaldăm. Ia uitați-vă cu ce vin eu de la nordul țării. Vișină și macă la Paris. Iectelis, uitați-vă cum arată, uitați-vă cum arată. Dacă te-ți degustoase, să-ți ferească Dumnezeu. Aici avem cu cartofi. Mama nu știe că ai venit, eu am spus că mama nu ar fi venit. Și i-am ușa zi și reacția să aibă. Asta e. Asta e, am ușa să fac așa. Mama! Stai. Mam! Vin cu arebi! Uite, e cald, vine că vin aici la prag, tot. Ai vrut, că aici vin la prag aici. Ai vrut noră? Poftim, ți-am adus-o. Noră? Da. Eu vreau noră. Vrei sau nu vrei noră? O cunoști? O cunoști de la televizor. Da. Și reacții mama a avut. Ea este mama Nastea, Elisua. Mulțumesc frumos, papa, la mică. Dar să te cobor eu. La televizor arătați-o pe fie, la aici altă fie. O lăsăm la Negurie. La câine, da drum la câine. Da, păi, e mămică, e cu câine, e n-are câine. E frumoasă. O lăsăm la Negurie. O lăsăm. E frumoasă, doar, dragi. Dar și facultatea chiar e frumoasă. Chiar e frumoasă. Dă-mă mușta pe mână să vadă, vedem dacă treci. Dacă treci cu o dată, ca când eu scos. Și eu astăzi las că dau la mica reacție. Eu nu știu. Smolită. Mama, ce zici? Da. Nu, ora să vină cu cadou. Da, a stăt ceva din Madagascar, de la biserică, de acolo. Da. Vladimir. Așa, wow. E tot este, asta e emblema din Madagascar. Asta copac tot... de baobab. Da, asta baobab. Asta e copac pentru călător. Asta e Victoria Somanarivu. Tot este sunt sfincte din Madagascar. Sfinți din Madagascar. Madagascar, suvenir. Mulțumesc, bada prost. Hai și-i prinde. Hai, părinte. Și-o l-a scaldat. Și ce a dus până la casă? Gea Mișa. El m-a spus, hai să te aduc eu, dar prima, hai să ne oprim la pivă. Noi ne-am oprit și a spus, dai-mi bani. Dar și vrei și marojna? Atunci 30 de lei. Și-a luat lui eu pivă și eu marojna. E extraordinar. Asta e prima impresia mea de oameni din Negurini. Din Negurini? Îți arăt unde ești Emilian dacă îmi dai eu pivă. Nu stați așa, dar... Asta e rece, ia prima mână. Asta au așteptat, o astea da, special. Extra. Și acum, ca să nu fie interpretată greșit reacția lui mama, Elisu a zis atunci când l-a adus acasă pe fostul ei soț, părinții tot au avut o reacție, au zis că, da, și așa de alb. Da, el că... era foarte alb și blond și cu albastru, așa. Ochi albaștri, blond, poftim. Eu ne închip să te vad vecina Lilea. Tu știi, eu când am fost la Nemțin, și eu m-am adus la într-o casă de vecin, nu știu ce, și zic acolo. Noi am făcut cur în sus. Ce ați făcut cur în sus? Asta îi spun când pun în această ceapă mici. Ceapă mici. Harpășică. În pământ. Și a spus asta se numește cur în sus. Cur în sus, am stai cu fundul în sus. Prima dată aud. Cur în sus. Vrei să zic ceva? Deci mama s-a apropiat de mine și zice că, măi, Emilian, dar să știi că chiar e frumușică. Da? Să închipui. Eu cred că tu ești pentru prima dată și prima persoană de culoare care a intrat la Negureni la noi acasă. Serios? De-aptă șmănică, șmănică a fost șoc. Poate chiar la Negureni. Să închipui. Hai, da, hai. Mănica săraca. S-a ridicat tensiune, s-a dat înapoi, tu să închipui. Nu, nu se scălde. Am ușa sus.
Mă, dar chiar e frumușăcuț. E vezi părare. Uitați-vă la Dorel cum șede. Și vei cu poziția asta, băi. Și cu poziția asta la tine, măi, Dorel, ei. Mă, câți ani are Dorel? Tinerial, Dorel e tinerial. Mara și, moc. Și ai avut deja oportunitatea să pierd un picioar? Da. Mămica, zici că așa-i părul tău uțcut cum stă apa pe păr. Că apropo, la persoane de culoare, părul nu se udă, părul se ține pe păr și cade jos. Da, 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 iau-te și de frumos, păstrează părul. Mămica, descoperă omenirea. Prima dată pe ecran, Doina, frumos? Da, e foarte frumos. Să facem așa părul tău. Da, să facem așa păr la tete. Da, asta e gospodăria lui mama, că bogăția e. Ia uite câți porumbi e, uite cum stau aliniați, frumușei. Da, dar de ce s-a întâmplat cu el? Da, pe așa e el, e cu gâtul gol. Avem mai mulți feluri de porumbi. Asta e colomb? Asta e, da, mirea asta. Asta e altă, da. Noi prima o să luăm toate păsările de aici și o să lăsăm aici. Creți, creți ca mine. Păi, crețul ca crețul. Nu, creți ca mine, eu am perumbi. Tu vezi și aici la mama. Mamă, cum e posibil că eu sunt alb, dar el e negru? Ah, și toată ne tot. Nu e negru, dar e de culoare. De culoare. Dar și toată ne tot. Poți iei, poți iei, atât așa știu. Dar poți să sunt tu. Nu, iau, este și negru, este nu muști, că e mamă. Iau, iei pe ăștia mititei, iei mititei. Unul alb, eu și de acolo și un negru. Salut, dar tu negru, tu doar... Da, atent să noi, da, eu. Hai, te rog frumos, hai. Ha. Atent să nu scapi jos ca pe isu. Nu plângi, nu plângi, nu plângi. E că opa. Mamica învață. Cum ne spălam noi mâinile când eram mici. Da, asta păcat. Da, 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 e că așa acolo sembli cu apă. Tu îi dici cu mânuța. Stai mâinile. Sia. Bravo, Sinti! Ia așa, maladies! Altfel! Altfel! Vă, pentru cei care nu știu, o noutate de la Sinti, nu știu, mama vine cu așa să spun și țâiși, nu doar, da. Deci, în Madagascar, la dânsa în țară, femeile... Nu tai găină! Nu! N-au voie să ucidă niciun fel da, de animal. Da, păi eu câte gantăiene am trăit în viața mea. Ai tăiet? Da. Da, iepuri. Da, iepuri. Iepuri. Da. Eu, da, eu, e curăț. Ok, ei trebuie să tai, dar noi chiar nu avem voie să ne uităm. Mie n-am voie să uit. Chiar să uităm cum scurge sânge. Nu. O, leleu, da, eu, mai tu. E păcătuit, s-o gata. Trebuie să ne-am luat că găina nu i-a reușit viața. Găinile noastre au noroc în viață. E upgrade. E, zici că, dar asta pentru cei camere de locuit, de hotel, zic că nu, asta camere pentru găini și e. Găinile tăi le-au reușit în viață. Da. Aici o să stea găinile toate, că avem foarte multe. Da. Aici o să stea rasele cele mute. Ăsta e un ocol imens, foarte mare. Wow. Ia ca așa. La noi, de exemplu, gâșca sunt folosit tot ca securitate. Ca securitate? Da. A, când vin hoții... Wow! Ca în Roma. Știi istoria că e... Da, știu, da, da. Și numai într-o șnepă în o gradă. Da. Rog, explică. Deci, în Madagascar, toaleta de țară se numește cum? 101. Dar de ce se numește 101? Pentru că când tu intri acolo, tu vin 1, 1, 0. 101. Și asta este râul Răut. Râul Răut. Da, e că noi aici ne scaldam la acest pod vechi. Pe timpuri nu era papură aici. Ia că așa. Dar nu știu cum o să ajungem acolo. Unii mi-am creat. Bună ziua, copii! Doamne ajută! Ne priniți și pe noi! Da! Dar pe unii putem să ajungem acolo? De aici! A, nu duci la fund? A, e bun, dar ne priniți și pe noi? Da! Ei, te-ai dus, Oleac, mi-ai amăjit! Hai, nu simt partea cealaltă. E că eu fix acolo mă scaldam când eram cu voi. Fix acolo. Să închipui? Cum te cheamă? Cristi. Cristi, bravo, de unde ești? De la Negurieni. La Negurieni tu ești? Pe acolo, Ana, hai, mergem pe acolo, da, va. Zmitei cum sar, foc, foc, trosc. E că fix la podul ăsta, fix așa eram și eu, fix, 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 fix. Pentru mine asta era cei mai frumoasă, mare, care putea să existe, la scaldat, la rău. Hai, davai, jos rochia, la scaldat, la rău, ți închipui, aici mare n-avem, ocean nu. Prinsea că mă botez a doua oară.
în apa asta nu am intrat cât cât vreo 30 de ani în urmă, vreo 25. Oi, bine. Ți închipu, dar v-am văzut. V-am văzut pe voi și mi s-a făcut poftă de copchilării. Au luat de așa, țac, pop. Băi, plin copchilăria mea fix aici era, la podul ăsta. Cine stare mai frumos? 2, 3 și... Eu nu pot sări. Nu pot sări. Și mai mai să nu pot sări. E ca fix aici, la râul Râut, la podul ăsta, noi ne scăldam. Nu, șlerpi nu sunt. Numai crocodile avem. Ah, foarte bine. Eu sunt crocodile aici din Madagascar. Ia! Și de frumos în chipul. Tu ești botezat la Negurieni. Ești de-a noastră, gata! Doamne, doamne, și emoții, sincer. Eu cred că de mult am avut așa emoții frumoase. E ca fix pichetul și ca asta, eu tot săriem așa. Atent. Atent. Dar voi sunteți toți din Negurieni sau din Chițicani? Din Negurieni. A, tu ești din Chițicani, da? Și toți din Negurieni, malădeas. Bravo, Sinta. Ai văzut? E ca așa. Îți place și Negurieni? Da, foarte bine. Ia la bine. Acum, rindul tău. 3, 2, 3. Serios? Vezi? Vezi? Da, vreo 25. Aici ies racușchi. Cum a ajuns racușchi? Ies racușchi. Dar cum a ajuns racușchi aici, dacă e asta? Da? Asta e din mult, da, e... Da, din mult. Asta e... Băi! Bă, atent! Dar scădi, băi! Nu mor acolo, că nu trebuie să te întorci. Da. Ești pregătită? Ok. Așa, bombă, o leacă. Atent că nu e adânc tare. Dar nu plâng. Yeah! Oi, da! Ha? Carli, da. Martelei! Macarena! Stați mitei cu respir, ei nu mai pot, dar oricum... Doamne! Și amintiri ne-ați răscolit, copiii voi, dacă ați ști... Dar știți când ați ajuns la vârsta mea. Până atunci, sărit, 3, 2, 1... Roata! Roata, uei! Hai, hai! Uei, blin! Știi că apoi părinții lor o să vezi că e făcut așa. Da, da. Atunci ce-ai făcut? Unde-ai băgat? Mai nu vezi nimic! O, oh, gata, ne-am botezat. Ce zic, că zic la glamour, cu număr, la râu. Da, pe râu. Ok, hai. Stop. Iată așa. A, dar tai la tu el. Și acum suntem cu mașina lui Elisua. Am promis că o duc la Cireadă, că iubește vacile. Vreau să vadă o uite, vacă. Uite, arată ca ca nebună. Ei, dar eu uite, mă arăt eu. Arată bine cu și toată, vreau să-i arăt unde mă scaldam eu când eram mic, la râul Răut, și am văzut niște copii acum stăreau de podul ăla vechi. Sărim și noi. Da, hai. Da, vai. Sărim? Sărim, iuha! Eu să te țin, Băi, 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 dar cine a venit la bunica? Că bunica plânge, că nepoții s-o dus, a rămas da, singură. Și nu vreau eu gata. Aici vă cânt cucu. Bunica m-a luat puii iară. Ce-o scoate? Ce-o? E sculată de psom. E bronzată. E bronzată, lea, cum pic. Eu mă uit la fotbal. Eu mă uit înainte, chiar dacă ecranul e încolo. Acolo joacă culoarea albă și culoarea roșie, mie îmi place culoarea albă, eu țin culoarea albă. Cine e alb? Cine e alb? Anglia. Țin cu Anglia, Anglia să câștigi punct. Anglia rule. Spania. Anglia, băi, haideți, fădii, băi, pasana. Băi, la mine casă și tot. Pentru Anglia. Spania. Pentru Spania. Care Spania? Anglia. Auzit?
Emilian a spus că dacă eu, dacă câștig Spania, el merge în Madagascar. Da. E mare în dușă, tractorul, combina. Dați-vă că e cum îi seamănă luna, nu mă ating, colea, că ia pe azi, ia, ia. Cioc, poc, poc, nie, 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 nie. Nu se poate. Bunielul Ion s-a născut a doua oară, mă ating. Nie, 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 nie. Nu se poate, nu, nu, nu. Se nervează. Nu, nu, nu. Da, da. Zisoria la adu-i lecțiu cât de apșoară. Ba, mama, eu te închipui. Cine te timp din brață? Facem un cochis și el e alb așa? Și nu, el trebuie, nu, el trebuie și imulat, nu alb. Eu nu vreau alb. Eu tot nu vreau alb. Eu nu vreau alb. Și imulat? La voi, bărgata se asta. Ca zebra. Da, prea ușor a intrat. Ce faci tu? Spania! Spania! Dar voi știți, sunteți bolnași de cap. Nu mai eu cu primăreța, noi suntem... Nu, nu, nu. Culoarea albă este imaculată, prea ușor a intrat, trebuie să intrăm mai greu. Dacă a dat ușor, înseamnă că ceva dubii sunt. Au, te-a pus și eu. La culcare! Nu, să ai zis până la urmă. Deci, acum, Spania și toți jucătorii care au câștigat, felicitări, pentru că voi ați câștigat, voi trebuie să-mi trimiteți bani, nia personal, să cumpăr două bilete în Madagascar, pentru mine unul și pentru Cindy unul. Că am zis, dacă câștigă Spania, eu achit biletele, dacă câștigă Anglia, achituie. Și acum, dar când sorry pentru tine. Când să ne dușim? Când vrei? Eu știu când, la. Ziua mea e... Eu tare sper să fiu înțeles corect și nu luat, Doamne ferește, nu mi-e de rău. Asta este... Se începe. Asta se este babă neagră. Se începe. Așa se numește. Vi închipui? Iubitul meu rasist, așa? Da, spune, nu. Hai să joacă căperul tău, așa. Da, nu, asta se numește babă neagră. Я знаю, что это баба няга. Давай попробуй. Я не хочу. Я могу есть самсон. Ну ладно. Мне нужно похудеть. Мне тоже. Все, gata pentru ziua de astăzi. Noapte bună. Mare noapte bună, mare good night. Stelele sunt multe pe cer, dar nu se vede. Hai. Noapte bună. Gata, ciao, ciao. Și-ți cuminți. Bună dimineața, bună dimineața, univers. Bună dimineața, perdele, bună dimineața, păritare, bună dimineața, rățuște. Uai, bine. Elisa, cum ai dormit? Foarte bine. Ai văzut, tatuș. Bună dimineața, Melk. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața, găinați. Da, bună dimineața, rățuște. Bună dimineața. Păi, blin, pituful azi nu a cântat el. S-a gândit la tine, că nu se trezească. Serios? Bună dimineața. Bună dimineața. E suit la tine. Bună dimineața, iubita luneanu. Bună dimineața! A venit la bunică și cum, pietea. Hai, la bazin cu tine. Gata. Dimineața, bună dimineața. Dobre utrăcica, soriciu meu, sorici. Nărâ, slava Domnului, cnuscă, fost zâlestea, o frigarai, Doamne. Înghețăval mai ochelul de pe cap. Săptămână minunată să aveți. Ia uite, Emile, îți duci. Uite, nu, la găini mi-o duci. Și cum acolo, cafeluța cu mâna dreaptă pentru succes în viață. Da, știu că voi am ușa să spuneți iară că asta e mâna stângă. Când filmez, self-uți, adică selfie, adică filmezi tu cu mâna ta, îți pare că e mâna stângă, dar e dreapta, bine? Oi, blin. Oi, blin. Rândunichi, zburaiut. Următoarea luna nu s-a trezit. Bună dimineața. Cum o dormi, fata? Cam îngeraș. Noi ne scăldăm azi sau ce facem? Da. Hai, iată bikinuș, am plecat. Bine, de-am să bucur că eu am noră. Care e cine? Serios? Da. Bravo, ți închipui. Ia ca o prăjite.
Așa, legume, sărici și... Vrei pepen? Gata, vreau. Nu vă bucurați, oameni buni, că eu nu m-am... Și șăți fă în spatele meu. Că eu nu m-am zorg, e grabă. Eu am spus de un milion de ori. Poate în ceilaltă viață. Uitați-vă cum trompa și ea lâmbi și caute la pot frunzuliță. Mănâncă ceva. Cine-i cred că nana nu poate să stai? Da, ea se ceartă acolo, spune, ce? Ce voi credeți că eu nu pot să stau pe bârtic să ridic căpșanul sus? Cum se târâie, micuțe, așa, micuțe. Hai sus! Așa, bravo! Și bună dimineața, s-a trezit dulceața! Slușaite-ți, văd cac cântaiut, văd ptici. Ia, s-aud Eugen vin la vale, grăghindu-se. L-a văzut? Așa, ia uitați-vă ce am eu astăzi la micul dejun. Tiramisu pe care l-am primit la 3 vecini care venit ieri și eu nu eram acasă. Erau două ceșcuțe din asta. Unul luăm un cafe, l-a spus că e tare bun. Cafeaua încă n-am băut-o, că ne grăghim. Dar mă, și nu e o primă lecție să luăm o cafea de acolo. Știi tu de unde? De la nou. Și mâncăm chestiuța asta senzualină. Și duminică, dormim cât vrem, până vorba și ne bate soarele la cur, la frunte, Doamne iartă-mă. Colicăuțu, noi la ora 9:30 deja o să fim la voi, vă așteptăm. Colicăuț Bricenic, am înțeles că mai este un colicăuț, dar nu știu unde, așa că noi ne vedem în foarte scurt timp, noi mergem cu Doamne ajută. Babana șede și așteaptă și e scoasă în lume. La nord. Eugen special a pus melodia asta să mă trezească pe mine cât mai repede. Now! Ne oprim să facem plinul. Cafeluța și gău spre nord. Și că uitați-vă, ceșcuța mie, păhărelul meu mai bine zis, și alu Iudjan. Se vede și ne-o mare. Așa, și avec le mic dejun. Sandvișul și, apropo, această pâine este făcută de către o familie tânără, ei acasă aduc făină din Italia, nu știu de unde, nu știu ce fac, dar e tare, tare bun, am mâncat prima dată și mi-a plăcut la nebunie. Iată ce înseamnă duminică dimineață pentru urmăritorii mei. De obicei, când postez prima postare în cursul săptămânii și nu la 6:30 sau la 7 dimineața, bună dimineața, ta zi dulceața și acolo mesaj, neața, acum 3 mesaje, restul tătă e mort. Dormiți așa, hai mei, treziți-vă, vei, serios, lie. Și atunci sunt să vezi cu voi. La ce oară vă treziți voi duminică, chiar interesant. Când ați vă treziți și ați vezi din acest instastoric, scrieți vă rog eu oara. La ce oară vă treziți, văd eu cine și faci și duminica, da? Colicăuțul am deși treaz. Tot la mama lor, eu, Difani, am primit un mesaj de la o doamnă care s-a pornit cu microbusul cu fiica ei și o zic, Emilian, noi până să ajungem și e aproape ora 11. Pentru voi am să rămân acolo, pentru că fiica o iubește pe Dora la nebunie și cântile ei. Așa că dacă la 9:30 începe, 10, 11, am și eu, la vreo 12:01, cred că, până ne-a torochii soarele, unghiile și mă duc și scompus acasă. Veniți că vă aștept. Drum bun, cei cu microbus care vin la Colicăvuț special pentru acest eveniment. Ia ca la piața asta când eram copil mitel, ia ca nenea. Doamne iartă-mă! Ei, tu la mama lui eu. Ala, sănătate și mei. Piața, uitați-vă acolo, și animăluță. Vindem Porsche când eram mitel aici. Țin minte camu. Ah. Bună ziua, Colicăuț, eu am ajuns, drum în lucru, eu și fac mai departe. Mă duc încolo sau mă duc încolo? Nu... Ce facem, copii? Alo? Da. Am ajuns cu bine la Colicăuț, lansatorii cei mai bravi. Așa, oarte de tot. În câteva minute o să începem evenimentul. Deci ce-ți mai la dans cu fietele, măi? La mama lor eu plăcăi.
Așa, ne-am pregătit și... Iubește-mă, Dora, iubește-mă cum vrei, hai nu te rușina, că prăiesc în ochii tăi, în viață întreagă eu te-am așteptat, sunt vrei să mă crezi de băut mă lepădat. O bali, 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 vișe mă strigi la cos, că și-a să faci mă să vrei să ieri, dar n-ai să poți. În viață întreagă eu te-am așteptat. Sunt prășoș hectarul și să-mi ridici un palat. Bravo! Un pas, ne-am săturat, strigă lumea într-un glas, că am rămas în numai urme pe Atlas. Va fi mai bine străine fără tine, într-un pas, Moldova. Fix ca la nord, scuzați, vă rugăm, nu prea ne-am gătit, dar masa plină cu și babă și moșnea, nu ne-am gătit, dar gospodinii, șed? Și dacă toți suntem la nord, mă uit eu așa mergând cu mașina pe stradă, zic Lux Garden, n-am înțeles ce face Lux Garden aici, dar aici este pepeniera Lux Garden, unde cresc cei mai deosebiți copaci de care am și la Chișinău, am și la Negureni. Uitați-vă, gospodărește frumos, pus, picurătoare, ude, ceac, pac, trosc, pliosc, maladeț. Sunt eu pe ceva acasă, ceva, dar nu știu și coapte. Nu, ele de chef, dar nu, că sunt moi. Da, e încearcă. Ia uitați-vă cât de frumușeri. Ești și decorativ, dar dau și fruct. Da, da. Ia uitați-vă. Cât de gospodăriește. Brazi, puși, frumușeri, copășei. Și iată toți cei care cumpărați copaci, plante de la Lux Garden. Pământul ăsta, și teritoriul se află? Teritoriul Tabanului. Teritoriul Tabanului, dar proprietarii trăiesc în? Lagrimă în căuț. Ia cât uitați-vă. Lux. Și așa cum zice domnul Vitalie, dai un ban, dar stai în față. Sunt foarte dulci aceste pruni. Și apropo, acești copaci avem și noi trei la Casa de Cultură din Negureni. I-am pus special pentru toți cei care o să fie copiii la pion de joacă pentru copii. Să joace, să aibă și niște fructe multe, cu multe, multe vitamine. Încă o dată am susținut oamenii harnici, oamenii gospodari, oamenii care... Deci care muncesc și prin muncă omul este slăvit. Apropo, ați văzut noutatea, Trump a fost împușcat în timpul unei conferințe, ceva, am înțeles că nu a murit la spital, tot e ok, dar cum am ai văzut? Dumnezeule! Nu ești așa, așa cu... Nu cred că e așa la precis. Doamne ferește și Doamne păzește! Am sunat-o imediat pe Varmea care este în America și am întrebat, e adevărat? A zis că da, Trump a fost împușcat, dar l-a nimerit o leacă la ureche. Vă dați seama și noroc, dar de fapt se zice că, băi, știți că, băi, politica asta e foarte murdară. Probabil o vrut să-l împuște, dar probabil asta e făcut special pentru a se victimiza. Acum, care e adevărul? N-a să știm niciodată. Eu ni văd de evenimentele miele, de rochiile miele și rochii și culoare să-mi mai fac, flori și atât. Hai, vă pup, vă drăgănesc. Măi, iau-te aici, la Sărăteni. Apropo, și din Sărăteni știți că aici atât timp îți faci piață.